Salut băieți și fete, bine v-am găsit aici la o nouă știre. O forță misterioasă descoperită în spațiu, o entitate necunoscută, acționează împotriva lumii noastre. Chiar dacă pare desprins într-un film science fiction, totuși este un fapt real descoperirea unei entități misterioase în spațiu, dincolo de granițele lumii, care împinge împotriva noastră cu o forță incredibilă. Nu știm exact ce este și nici de cât timp este acolo, dar îl cunoaștem. Numele Forța Dipol de Respingere, însă Paul Sutter, astrofizician la Universitatea Ohio din Statele Unite, afirmă că omenirea nu trebuie să se îngrijoreze în legătură cu această forță misterioasă din cosmos, deoarece ea este doar o consecință normală a fenomenelor care se petrec în univers, potrivit Space. Trebuie să menționăm faptul că dincolo de Milky Way, galaxia noastră, se află alte câteva galaxii. Există Andromeda vechină, la o distanță de 4,5 milioane de ani lumină, pe care toată lumea o cunoaște. Apoi mai avem și galaxia Triangulum, de care nimeni nu-i e pasă. Cele trei galaxii și câteva zeci de galaxii pitiche se combină pentru a forma grupul local, care are un nume foarte modest pentru o structură care are o lungime de câteva milioane de ani lumină. Cea mai apropiată structură de grupul local al nostru se găsește clusterul Ferioarei, Virgo Cluster, o minge masivă care cuprinde 1000 de galaxii așezate la 60 de milioane de ani lumină distanță. Grupul local nu face parte din clusterul Fecioarei, mai degrabă ele aparțin unei structuri mai mari cunoscute sub numele de superclusterul Fecioarei. Superclusterul Fecioarei. Aceasta din urmă pare ar fi doar o ramură a unui supercluster și mai mare numit Lanchia. Lamiachia. Alte clustere înconjoară și se conectează cu Lamiachia, cum ar fi superclusterele Saplei, Hercules și Pavo Indus. Fiecare dintre aceste structuri are o lungime de sute de milioane de ani lumină. Astronomii au descoperit că superclusterul Saplei, cel mai apropiat vechin al lui Lamiachia, exercită o atracție gravitațională asupra întregii regiuni a spațiului. Fiecare galaxie, inclusiv galaxia noastră, Calea Lactee, se deplasează în această direcție. Pe lângă tragerea lui Saplei, există și o împingere care vine din direcția opusă. Aceasta este forța dipol respingătoare, un gol ipotetic și posibil supervid care se află pe partea opusă Căii Lactee. Pe măsură ce Saplei ne trage cu gravitația sa masivă, forța dipol respingătoare ne împinge cu neantul său gigantic. Aceasta a fost știrea. Aceasta știrea a fost postată pe 2022, 1 iunie. La revedere! Too hard, but I'm still out here boasting. I'm focused, I block out commotion. All y'all salty like you drunk the ocean. To Emmys, your only devotion. Watching this shit, they your favorite. And like it to know more about y'all emotions. Use it.